În acest material o să vorbesc despre echipamentul foto. Ne face echipamentul pe care îl avem mai mulțumiți? Cumpărăm lucruri noi în speranța că folosindu-le vom avea rezultate mai bune. Dar nimeni nu-și pune întrebarea, mă fac mai mulțumit toate echipamentele astea? Tocmai aici vreau să găsesc răspunsul. Hai să începem! O să pun pe masă cam tot echipamentul meu. Am 3 aparate, cel care filmează și acestea 2 de pe masă. Mai am și 7 lentile. Ca orice altă persoană, înainte să le cumpăr, m-am gândit la cât de multe beneficii îmi vor aduce aceste lucruri după ce le iau. M-am gândit că datorită lor o să fac fotografii mai bune, că o să fiu un fotograf mai bun. Da, într-adevăr, echipamentul ajută, dar mai mult echipament nu înseamnă neapărat că o să fim și mai mulțumiți. Hai să vă explic de ce. Când m-am apucat de fotografie acum 10 ani, nu aveam decât acest aparat, un Olympus, care a venit împreună cu 2 lentile. Dacă ridicam ISO-ul acestui aparat la 400, deja începea să apară noise-ul. Comparativ cu aparatele de astăzi din aceeași clasă, acesta e mult mai slab. E un aparat scos pe piață în 2007, deci are tehnologie de 2007. Nici măcar nu înregistrează video, iar dynamic range-ul și cele 2 lentile pe care le avea lăsau de dorit. Dar în ciuda echipamentului slab și puțin, niciodată nu am trăit ce am trăit atunci, pentru că în primul meu an de fotografie am fost cel mai mulțumit. Tot ce fac astăzi, acum, cu fotografia, este pentru a retrăi mostre din mulțumirea pe care o simțeam atunci. Deseori chiar îmi iese. Dar de ce oare atunci eram cel mai bucuros și nu acum? Acum că am 3 aparate și 7 lentile de care să mă folosesc. Păi poate pentru că nu echipamentul aduce mulțumirea, ci cât de captivați suntem de procesul de a face fotografii. Acum pe ecran rulează niște cadre pe care le-am făcut în primul meu an. Nu erau cele mai bune, dar un lucru știu sigur. Eram fascinat de toate noutățile pe care începusem să le văd. Datorită bătrânului Olympus, brusc eram mult mai atent la culori, forme și întâmplări. Locuri ce îmi păreau seci, acum începuseră să prindă viață. Eram complet captivat de procesul de a face fotografii. Eram mulțumit. Mai mulțumit ca oricând. Și mulți dintre noi am avut aceleași trăiri plăcute atunci când am apucat de fotografie. Poate era chemarea. Fotografia ne arăta că este o pasiune potrivită pentru noi. Poate era fascinația că începem să prindem niște superputeri, că brusc vedem mai multe lucruri frumoase în jurul nostru. Dar în mare parte era joacă. Era copilul din noi care se bucura din plin. Era curios, creativ și bucuros. Și se mulțumea cu puțin. Astăzi piața foto arată ca un magazin de dulciuri. Apar lucruri delicioase mereu. Dar puțin conștientizează că orice accesoriu, lentilă în plus, astea nu sunt decât niște unelte pe care vrem să le dăm copilului interior, să se joace, să se bucure cu ele. Poți să fii mai mulțumit cu o singură lentilă de 35 sau 50 de milimetri decât dacă ai avea 10 lentile. Așa cum am descoperit și eu, echipamentul nu ți-aduce mulțumirea. Echipamentul este doar ceva de care te folosești. Sunt doar niște unelte pe care le folosim. Atât. Mulțumirea este în noi. Iar adultul creativ este copilul care a supraviețuit. Asta a fost părerea mea despre echipament. Dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale, desigur, abonați-vă. Noi o să ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci aveți grijă de voi. Ciao!